Ana, campioană la echitație, când te-ai fi gândit tu, de-a lungul căutărilor tale, spuneam, prin ceea ce înseamnă SNSPA, Școala Națională de Studii și Științe Politice, prin comunicare, unde ai fi găsit tu căluțul în toate aceste căutări? Era desenat cu pixul în colțul caietului. Da, sau cum s-a întâmplat? Care a fost momentul? Dragostea, înțeleg că exista dintotdeauna, dar trebuie să fi fost un declic, să zici ok, ăsta mi-e drumul, pe aici merg. Da, am fost, sincer, a fost exact ce spuneam, o chestie de moment, ca un fel de, parcă m-a lovit ceva. A venit tata acasă într-o zi și spune, aici lângă noi, știi, am fost să văd, nu știu, căuta să cumpere chiar un porc pentru Crăciun, ceva de genul. Ce au și cai. Parcă m-a lovit. Unde au cai? Cai. Da, unde au cai? Aici, peste drum. Și fac, vedea, fac cursuri de echitație. Păi și mergem și noi? Păi hai să sunăm. Și am sunat, am făcut programare, am fost și eu și fetița mea. Bine, inițial eu am spus așa, eu am deja o vârstă, acum la mine, știi cum e, mulți părinți vor să-și împlinească visurile prin copii. Așa, am zis, am întrebat-o, vrei să mergi? Da, vreau. Și am fost. O ședință, două, și parcă stăteam așa și mă uitam la ea. Și parcă m-aș fi urcat și eu. Și zic, hai să fac și eu. Și am început amândouă. Și de atunci amândouă ținem... Câți ani au trecut de atunci? Puțini pentru cei care fac echitație. Sunt 3 ani jumătate acum. Doar... Înseamnă că ai un talent cu totul și cu totul special. Ideea este că... E vorba de foarte multă muncă. După câțiva ani, sau mai bine zis, după un an jumate, doi, pot spune că pot sta călare. Da. Până la urmă, asta înveți bazele, după care de-abia atunci încep să lucrezi cu adevărat cu calul. De fapt, încep să îl simți, să simți ce vrea, de ce are nevoie, ce trebuie să facă. Acum depinde, evident, și ce disciplină îți alegi. Fetița mea merge către obstacole, după cum ați văzut, care sunt extrem de grele. Trebuie să muncești foarte mult, să, exact ce spuneam, să simți calul, să simți ce ai de făcut, cât trebuie să meargă până la obstacol, de ce are nevoie calul, poate îl doare ceva. Iar eu am simțit o atracție așa spre natură și am mers spre anduranță. Anduranța fiind o altă latură a echitației, unde legătura cu calul este mult mai puternică. De ce spun asta? Pentru că aici chiar este vorba de o echipă care trebuie să poată să ajungă să meargă undeva la 160 de kilometri într-o singură probă de distanță. Și pentru a face această distanță, adică trebuie să simți foarte și să-ți cunoști foarte bine calul și el să aibă încredere în tine și tu în el. Și pentru asta ai nevoie de foarte, foarte, foarte multă voință și de un anumit tip de antrenament și așa mai departe. Și ai de muncit tu cu tine, cu starea ta, cu echilibrul tău. Calul se sperie și de sunetul vântului. Da. Iar dacă tu ai o stare dezechilibrată, ești nervoasă, simte, ești supărată, calul. Simte în secunda 2. Țin minte că am încălecat la un moment dat, supărată, venisem cu toate cele adunate dintr-o zi, cum s-ar spune. Și nu făcea nimic calul. Nici stânga, nici dreapta, nici înainte. Părea că pur și simplu râde de mine. Și mi-a spus instructorul, oare nu tu ești problema? Ia gândește-te. Nu te ascultă pentru că nu înțelege ce îi transmiți. Starea ta este atât de proastă încât nu înțelege ce vrei să-i spui. Mai încearcă o dată sau dă-te jos. Da, simte imediat orice. Este adevărat. Și atunci tu acolo, de fapt, trebuie să lași totul, tot ce vine în viața ta, că ai și tu un serviciu, ai și tu o casă, ai și tu un copil cu problemele lui în creștere, tu trebuie să lași totul deoparte și să fii tu cu calul tău. Eu am realizat că acesta este drumul meu în momentul în care weekendurile, pentru că doar atunci puteam să merg la cai cu fetița mea, ajungeam la antrenament, parcă toată viața mea se punea pe pauză. Deci intra într-un stop, efectiv stop. Nu mai mă gândeam la absolut nimic. Nici la probleme, nici la facturi, nici la griji, nici la absolut nimic, până când nu mi se terminau antrenamentele. De obicei stăteam și la părinți, pentru că eram aproape de cai,
tot weekendul și duminica, exact în mașină, plecând spre București, îți dădea drum, parcă era așa undeva la, vedeam acolo podul de la Otopeni și am, mâine am nu știu ce, mâine am de făcut. De-abia atunci totul se relua. Și am zis, ce fac? Adică atât de mult mă completează acest lucru și mă face să mă simt liberă, să mă simt tânără, să mă simt puternică, să... nu știu cum să spun, senzația pe care o am atunci când sunt călare și merg în pădure și trece vântul și simt vântul și coama calului și galopez, este de nedescris. Adică ești tu. Atât de tare, e atât de simplu, de fapt. Ești tu. Atât de tare mă umple, încât, nu știu, nu mai... Cred că pot să duc orice mai departe, poate să vină orice. O să... Cât de frumos ai vorbit. Da. Am cochetat și eu în copilărie cu asta, că sunt din Ploiești și ei aveau da. Hipodrom și așa. Și... Aveau. Nu, au, dar, acum s-a făcut iarăși. Da. O vreme a fost în Paragina, multă vreme. Și acum, auzindu-te vorbind, îmi vine să mă duc la călărie, jur. Adică, vă foarte spun sincer, frumos. Mi s-a schimbat total viața. Deci total viața. Am fost ca o busolă defectă. Iar acum știu care mi-e drumul. Am cunoscut atât de mulți oameni minunați, clubul la care sunt și la care am fost. Nu știu, sunt niște oameni, sunt ca o familie. Am încredere în orice, spun, în ei. Sunt atât de diferiți și în același timp această pasiune ne leagă pe toți și fiecare învață de la celălalt câte ceva și aplică. Nu știu, chiar nu am suficiente cuvinte să spun cât de mult poate să-mi aducă.